Regatul Unit este izolat de continent din cauza noii tulpini de coronavirus mult mai contagioasă. O treime din insule este în carantină și tot mai multe țări își anulează zborurile spre și dinspre Anglia. Cum era de așteptat, au fost și românii supărați că trebuie să stea izolați. Mulți dintre ei se pregăteau să se întoarcă acasă pentru sărbătorile de iarnă, dar planurile le-au fost date peste cap. Cristina este stabilită de mai mulți ani în Londra, iar pe 26 decembrie ar fi trebuit să se întoarcă în țară ca să petreacă o parte din sărbători alături de cei dragi. Am fost în șoc în primele câteva ore de când au început să circule veștile, sunau telefoanele, parcă începea războiul. Nu ne venea să credem că o să trecem iară prin restricții și că, după cât muncim tot anul, la sfârșitul anului, nu ne puteam vedea părinții. Încă nu, personal încă nu mi-am revenit, încă sunt în șoc. Nu pot să cred că trecem iară prin perioade ca la începutul lui martie. Românii care au vrut să vină acasă au încercat să prindă ultimele avioane. Mulți au avut ghinion. Încă se discută, nu avem nicio garanție de la ambasadă că o să ne suplinească cineva vreun zbor sau că va fi ceva realizat într-un timp foarte scurt, cel puțin. Din păcate, încă așteptăm.